Viața nouă de tânăr adult vine la pachet și cu niște alegeri complicate, la care atunci când erai în școală sau în liceu, nu te gândeai. Nu te gândeai pentru că nu erai forțat să o faci. Identitatea ta era la fel ca celorlalți adolescenți de seamă cu tine. Elev, locuiește cu părinții, pe banii părinților, singura așteptare fiind să învețe cât de cât bine. Viața e ca un vis, pentru că nu ai responsabilități și nici nu are nimeni așteptări de la tine să fii pe picioarele tale și să te descurci singur. Asta e partea cea mai tare, pentru că poți să trăiești fără responsabilități și la 30-40 de ani, dar atunci o să te privească lumea cu dispreț. Nimeni nu o să-și dorească să se asocieze cu tine, inclusiv părinții tăi. Și sunt îndreptățit să fac asta. De ce? Pentru că la vârsta aia tu ar trebui să-i susții pe ei, nu ei pe tine. Cu alte cuvinte, tu poți să alegi să fii un pierd de vară la orice vârstă, dar pregătește-te să fii presat din toate părțile. De apropiați, de societate, dar poate cel mai chinuitor, de propria conștiință. Când ai 16-17 ani, trăiești un vis frumos, fără griji. Și la fel ca un vis frumos, se termină brusc. Dintr-o dată apar așteptări din partea ta. Perioada asta începe de regulă pe la 19-20 de ani, odată cu terminarea liceului. Atunci ești forțat de părinți, de vârstă, de idealurile tale să începi să te descurci singur. Mai devreme sau mai târziu, părinții tăi o să te întrebe la ce facultate mergi, când o să te muți, când îți găsești un job, când o să îți faci o prietenă. Poate facultatea sau jobul la care vrei să mergi sunt în alt oraș sau poate trebuie să te muți de la oraș tu locuind la țară. Nu știi ce facultate să alegi, nu știi dacă merită să faci facultatea, nu știi nici măcar în ce domeniu ai vrea să activezi după ce termini studiile. Toate lucrurile astea pot fi înfricoșătoare pentru un tânăr care acum câteva luni singurele griji pe care le avea era să treacă la mate și să iasă seara cu prietenii. Dintr-o dată, lucrurile devin mai serioase decât înainte. Ești confuz, începi să întrebi în stânga și în dreapta prietenii, bă, tu ce vrei să faci? Părinții te îndrumă pe o cale, dar sună ceva de care nu ai fi interesat. Asculți pe internet o felul de oameni care spun cum au reușit ei și dacă faci ca ei, vei reuși și tu. Sunt atât de multe variante încât te copleșesc și nu știi încotro să o apuci. Cine vrei să devii? Asta e marea întrebare. Și adevărul e că nu există un răspuns corect, valabil pentru toată lumea. De aceea doar tu ești singurul care poate răspunde corect în cazul tău. Orice altă părere e doar o părere pe care tu trebuie să o alegi dacă vrei să o asculți sau nu. Doar tu îți cunoști cel mai bine calitățile, dar și slăbiciunile. Doar tu știi circumstanțele vieții tale, deci tu ești singurul care poate lua o decizie, chiar dacă e greu. Însă astăzi voi încerca să te ajut să clarifici un răspuns prin 3 sfaturi pentru a alege cine vrei să devii în viață. Primul sfat este să cauți modele. E foarte important să ai modele de la care să te inspiri și să extragi informații, pe care probabil nu le-ai fi știut decât dacă ai fi dat singur cu capul. Iar dacă ești genul care învață numai dacă dă singur cu capul, măcar știi la ce să te aștepți. Cine sunt oamenii pe care îi admiri? Ce trăsături pozitive poți imita de la ei? În general, noi vedem conceptul de a copia ca pe un lucru negativ, dar mie îmi place și profesorii mei din liceu pot să-ți confirme asta. Dar copiind ceva pozitiv de la X, altul de la Y, altul de la Z, poți să creezi ceva unic și al tău. Poți să-i dai un twist, nu să-l copiezi exact. De exemplu, Michael Jackson. Michael Jackson a luat mișcări de la James Brown sau Elvis și le-a combinat pentru a crea propriul lui stil. La fel și mai departe, artiști precum Usher sau Justin Bieber au luat mișcări de la Michael Jackson și le-au combinat cu elemente de hip-hop. Nu trebuie să reinventezi tu roata. Inspiră-te de la oameni pe care îi admiri și cu care viața ta ai vrea să semene. Și nu-mi spune că nu ai modele. Sunt atât de multe surse în ziua de azi. Artiști, cântăreți, sportivi, profesori, rude, până și caractere din jocuri. Ai jucat Red Dead Redemption 2? Dacă nu, ar trebui. Eu l-am terminat recent și personajul principal, Arthur Morgan, este cel mai bine scris personaj din toate filmele sau jocurile pe care eu le-am vizionat sau jucat. Trăsăturile de caracter, principiile, evoluția lui, ai avea ceva de învățat din toate. Sau și mai bine, ai putea învăța ceva de la cineva pe care îl ai chiar în fața ta. Dacă vrei să înveți ceva într-un anumit domeniu și vrei să ai un expert, un mentor care să stea chiar în fața ta, poți face asta prin intermediul X-Minds. X-Minds este o platformă care conectează experții din diferite domenii cu cei dornici să învețe, prin întâlniri 1-la-1, în persoană. Cu ajutorul X-Minds poți participa la sesiuni de shadowing, adică să stai și să înveți în umbra unui profesionist, prin observare sau prin practică.
Dacă simți că vrei să urmezi o carieră într-un anumit domeniu, dar nu ești sigur că vrei să faci asta toată viața, poți petrece câteva ore cu o persoană cu experiență în industria respectivă și astfel să salvezi timp și resurse prețioase. Sau poate vrei să faci o reconversie profesională și să încerci un nou domeniu, însă nu știi dacă ți este pe plac. Ei bine, asta face X-Minds. Te ajută să investești în viitorul tău la momentul potrivit pentru a-ți mulțumi mai târziu. De ce aș folosi eu aplicația X-Minds? Pentru că ai acces la experți din diverse domenii, ai posibilitatea de a învăța prin practică, nu doar teorie, și eu sunt mare fan al practicii. Și ai posibilitatea de a-ți întâlni mentorul, modelul tău în viață, cineva după care să te ghidezi. Aplicația X-Minds este în versiunea beta și poate fi descărcată atât pe iOS cât și pe Android fără subscripție lunară. Ți-am lăsat linkurile de unde poți afla mai multe și o poți descărca în descriere. Du-te și încearcă. Al doilea sfat este să pornești cu scopul final. E timpul să creezi povestea în care tu ești personaj principal. Dar pentru a crea o poveste bună a vieții tale, trebuie să stabilești în prealabil despre ce să fie, care este tema principală, care este povața, astfel încât să ai o bază de principii pe care să construiești și să elaborezi mai departe. De exemplu, tema principală a vieții mele este să ajut oameni. Nu pentru că sunt eu o persoană extraordinară, ci pentru că asta am observat și cred că este modul cel mai bun de a-mi trăi viața. Să ajut familia, prietenii și alți oameni pe care îi întâlnesc în cale. Cu orice pot. După cum poți observa, este ceva destul de general, nu e specific, dar având asta ca stea a nordului, ca ceva care să te ghideze, îți va fi mult mai ușor să extrapolezi de acolo. Scopul tău poate fi total diferit, dar atâta timp cât nu interferează cu bunăstarea altor persoane, e perfect ok. Și te rog, nu-ți seta scopuri superficiale precum vreau să fac bani mulți sau vreau să fiu faimos. Lucrurile astea sunt efecte secundare ale unui scop de-al tău care aduce valoare în lume. Scopul principal ar trebui să fie să aduci valoare, să fii bun în ceea ce faci. Având acest scop principal, mai departe poți planifica. Ok, cum fac asta, cum transform asta în realitate? Ce opțiune am? Să luăm de exemplu scopul de a ajuta oamenii. Cum pot face asta? Cum pot să-mi ajut familia, de exemplu? Păi pot să învăț bine, pot să aleg un domeniu în care să fiu bun, să am cunoștințele necesare atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Astfel pot să câștig suficient de bine încât să asigur mâncarea, sănătatea și comoditățile celor apropiați. Pot să-mi ajut prietenii fiindu-le deschis, sincer și loial. Pot să ajut societatea mai largă, vorbind despre cunoștințele mele sau despre subiecte care nu sunt în prim plan, dar ar trebui discutate mai des. Poți să ajut direct, prin donații, să deschid sau să sprijin ONG-uri. Și poți pătrunde în detalii cât de adânc dorești pentru toate aceste subiecte. Răspunde la întrebări de tipul cum, cât va dura, de ce resurse am nevoie. Astfel vei avea o hartă care să te ghideze pe parcurs. Ia o foaie și un creion și începe să-ți desenezi harta. Stabilește-ți niște întrebări și încearcă să răspunzi la ele cât de bine poți tu. Bineînțeles, poți să te informezi înainte și de la cunoscuți sau de pe internet ca să creezi o hartă cât mai aproape de realitate. Chiar dacă nu e perfectă, e suficient de bună. Și al treilea sfat, ia în considerare obstacole. Această hartă nu va fi exactă. Pe parcursul călătoriei tale te va duce în locuri în care poate nu-ți doreai să ajungi sau nu te așteptai să ajungi. Nu te panica, e normal. Adu-ți aminte că atunci când ai desenat-o, nu aveai experiență. Nu știai cum stau lucrurile de fapt în realitate. Ia din nou creionul și redesenează-o. Completează-o din nou cu cunoștințele pe care le-ai dobândit. De asemenea, nu te lăsa descurajat nici de obstacole, nici de persoane care spun că nu o să reușești în călătoria ta. Atenție! Atunci când ajungi să ai succes în călătoria ta, vor apărea multe tentații. Oamenii vor încerca să te folosească, să te corupă sau să te ispitească. În acel moment să ai scopul principal în cap și dacă e necesar să îl retreci prin firul gândirii în fiecare zi, pentru a-ți aduce aminte de ce ai început și pentru ce te afli în punctul în care te afli. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să lăsați un like, să-l distribuiți mai departe și să-mi dați un follow pe Instagram, unde puteți bineînțeles să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!